Complexul energetic Oltenia nu va da bani la Panduri atâta timp cât compania are rezultate negative. Sorin Boz a anunțat că este foarte greu să reia finanțarea către echipa de fotbal, iar acest lucru le-a transmis și la ultima ședință AGA. Boz a spus că nu poate merge în fața angajaților CEO să le spună că nu le mărește salariile și dă bani către sport. Șansele ca CEO să reia finanțarea către Panduri în acest an sunt minime. Sorin Boza a vorbit despre acest subiect. Haideți să facem un exercițiu de împreună și să îmi spuneți, dacă eu astăzi nu am 1 milion de ron să dau o creștere salarială cu tot 2 milioane de ron să crești tichetele de la 10 la 12 lei, tot de la 12 la 15 lei, cum aș apărea în fața oamenilor mei, colegilor mei, când ar spune nu vă dau la creștere la 12 la 15 lei, că nu am bani, dar dau la Pandurii 2 milioane de lei, că am bani acolo. Deci eu un subiect sensibil și le-am spus și colegi și domnilor din, cu care m-am întâlnit și am fost în AGA la Pandurii săptămâna trecută și le-am spus haideți să așteptăm să fim pozitivi, să avem bani totuși, să ne permitem să dăm și în momentul ăla vom da cu mare drag. Panduri se află în insolvență și are datorii de aproximativ 6 milioane de euro.